Tematica cercului pedagogic al învățătorilor a fost Săptămâna Verde, exemple de bune practici. Accentul a fost pus pe educația privind schimbările climatice în mediu, în școli sustenabile, pe legătura dintre om și natură, despre cât de importantă este reciclarea. Evenimentul s-a desfășurat la Mihești și a debutat cu o paradă a costumelor eco. În atelierele noastre am căutat să conștientizăm cât de mare este impactul poluării asupra noastră a oamenilor și a pământului implicit. Așadar, redu, refolosește, reciclează. În primul rând, am stat de vorbă cu părinții, cu copiii, am făcut diverse activități, workshop-uri, ateliere și am conștientizat cât de mult se consumă. Și ce bine ar fi dacă am putea reduce consumul. Primul pas acesta a fost redu. După care am căutat să refolosim. În prezentarea noastră de astăzi o să vedeți creativitatea noastră și a părinților. Parte dintre dumnealor sunt aici prezenți și le mulțumim pentru implicare. Ce au reușit să facă refolosind aceste materiale. A urmat o vizită ghidată în Parcul Dendrologic Mihăiești. La noi în țară, bănuiesc că și noastră știți, avem arbori de foioase și de rășinoase. Cele de foioase, toamna le pică frunza, cele rășinoase le rămân verzi în permanență. Ei, aici la rășinoase mai avem o singură excepție, căruia îi pică frunzele iarna. Și acesta este laricele, cel din spatele nostru. Acesta toamna devine auriu, îi cad acele, iar primăvara ies înapoi, după cum vedeți. Ne-am dori ca să se întâmple activități cât mai multe în mijlocul naturii, în fiecare zi, în fiecare școală, pentru că este extrem de important pentru sufletul și mintea fiecărui copil. De aceea, invitată în cercul nostru la activitatea de astăzi este Gențiana Albotă. Este vorba despre un educator pentru mediu, pentru natură, cu care noi colaborăm de 2 ani de zile, facem proiecte minunate. Găsesc că este un loc care are foarte mult potențial, unde pot veni clasele în Săptămâna Verde, faptul că pot vedea stejari seculari, pot vedea ginkgo biloba, arbor de lalea, tocmai ce am văzut ciocănitor pe deasupra noastră, gaițe. Sunt toate pretexte foarte bune să vorbim cu copiii despre natură. Și le-am auzit deja pe doamnele învățătoare că se bucură să fie aici în ciripitul păsărilor și că e diferită atmosfera față de cea de la oraș, dintre betoane și mașini. Deci cred că poate avea un impact pozitiv asupra elevilor să vină aici, să desfășoare activități în natură, pentru că material este. În cadrul cercului pedagogic a existat și o sesiune științifică. Dascălii au discutat despre noile metode de predare, învățare și evaluare. Motoul după care ne-am organizat toate activitățile zilei este: natura ne inspiră, ne învață, ne dă viață. Pentru că Jean-Jacques Rousseau spunea, tot ceea ce nu avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Iar această educație ne vine de la natură, de la oameni și de la lucruri. Iar de la natură, în fiecare primăvară, învățăm să o luăm de la capăt. Luna mai, așa cum am ales noi Săptămâna Verde pentru luna mai, este luna verdelui crud și a vieții desfășurată în deplinătatea sa absolută. Este momentul în care devenim mai conștienți de lumea din jurul nostru, este momentul în care sufletul naturii se contopește.
mai intens decât oricând, cu sufletul nostru al umanității. Activitatea de astăzi a Cercului Pedagogic pentru Învățământ Primar a fost dedicată naturii și conștientizării importanței mediului înconjurător pentru noi, lucru pe care trebuie să-l facem în rândul copiilor. Pentru că dacă sădim aceste lucruri, aceste sentimente în sufletul lor de când sunt mici, atunci rezultatele vor fi bune pe termen lung pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru planetă în general. Cercurile pedagogice se desfășoară periodic, scopul acestora fiind îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, fiind abordate noutățile în domeniu în ceea ce privește predarea, învățarea și evaluarea copiilor la clasă.